Nu cred că există, am zis asta și o să tot repet, nu cred că există vreo biserică din Noul Testament care să fie mai seculară precum această biserică din Corint. Și poate că ăsta e unul dintre motive pentru care a existat biserica din Corint, ca noi în secolul 21 oameni și biserici așa de seculare să ne putem identifica mai repede cu o scrisoare pe care Pavel o scrie în primul secol. Fenomenal. Au trecut 2000 de ani aproape de când a fost scrisă această scrisoare. Și o citești și regăsești aceleași atitudini la oamenii de astăzi, aceleași emoții, lideri care sunt în competiție, lideri care sunt umili, mai puțini, dar Pavel e unul dintre ei, dar găsești sarcasm, așa cum găsești și în bisericile noastre, numai că aici regăsim sarcasmul lui Pavel, al apostolului, și el a fost sarcastic. Și hai să citim capitolul 4, dar aș vrea să aveți în minte gândul acesta. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă biserica din Corint nu ar fi existat? Oare ce s-ar fi întâmplat dacă biserica Logos n-ar fi existat? Putea să nu existe biserica Logos. Dar faptul că există înseamnă istorie. Ok, hai să citim. Capitolul 4. Așadar, oamenii ar trebui să ne vadă ca pe niște slujitori a lui Hristos, ca pe niște slujitori, administratori ai tainelor lui Dumnezeu. În rest, ce se cere de la administrator este ca fiecare să fie găsit credincios. Că despre mine puțin îmi pasă că aș fi judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc, ba încă nici eu însumi nu mă mai judec. Căci n-am nimic să-mi reproșez. Totuși, nu prin aceasta sunt îndreptățit. Adică nu conștiința mea este cea care mă îndreptățește, o să vorbim despre asta. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea nu judecați nimic înainte de timpul potrivit, înainte să vină Domnul care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Înspăimântător. Atunci fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Fraților, am aplicat toate acestea mie și lui Apolos, de dragul vostru, pentru ca prin noi să învățați ce înseamnă nimic dincolo de ceea ce este scris, între ghilimele. Și astfel niciunul dintre voi să nu se mândrească cu cineva împotriva altcuiva. Căci cine te face diferit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Sunteți deja sătui? V-ați îmbogățit deja? Ați început să domniți fără noi? Simțiți sarcasmul și ironia fratelui Pavel. Și măcar de a-ți domni, ca să domnim și noi cu voi, dacă voi tot domniți. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște condamnați la moarte, un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Noi suntem nebuni de dragul lui Hristos, iar voi sunteți înțelepți în Hristos. Noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici. Voi sunteți onorați, iar noi suntem dezonorați. Până acum suntem flămânși și însetați, suntem în zdrențe, suntem bătuți și fără casă și trudim lucrând cu mâinile noastre. Când suntem blestemați, binecuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de azi ca gunoiul acestei lumi, mizeria tuturor. Cuvânt foarte dur, să știți, în greacă pe care îl folosește aici. În traducerea din română s-a mai îndulcit puțin. Nu vă scriu acestea
ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Chiar dacă ați avea 10.000 de călăuze în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos, Iisus, prin Evanghelie. Vă îndemn, deci, frați ai mei, fiți imitatorii mei. De aceea vi l-am trimis pe Timotei, copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El va vă reaminti căile mele în Hristos Iisus, așa cum le învăț eu în toate bisericile. Unii dintre voi au devenit aroganți, ca și cum n-aș veni la voi. Însă dacă Domnul vă vrea, voi veni curând. Și atunci voi vedea nu cuvintele, ci puterea celor ce au devenit aroganți. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în putere. Ce vreți? Să vin la voi cu nuiaua? Sau cu dragoste și cu Duhul blândeții? Amin. Doar George a zis amin. Am văzut în ultimul mesaj că lui Dumnezeu îi pasă de biserica sa și am văzut lucrul acesta văzând două lucruri. Unu, că Dumnezeu își va aduce slujitorii înainte și le va cântări lucrarea. Iar apoi am văzut că cei care se leagă de biserica locală, Dumnezeu va avea grijă de ei. Da? Disciplinându-i, corectându-i pe acești fracționiști. Pentru că încearcă să dărâme templul lui Dumnezeu. Deci asta au fost două gânduri foarte încurajatoare pentru biserica, orice biserică locală. Că slujitorii nu slujesc așa oricum și n-ar trebui să slujească așa oricum. Ar trebui să aibă în minte că într-o bună zi vor sta înaintea lui Dumnezeu și lucrarea lor va fi cântărită. Și atunci biserica ar trebui să aibă această încredințare oarecum că e protejată de Dumnezeu care va cântări slujirea slujitorilor. Și în al doilea rând, ăștia care stau pe la colțuri și care încearcă să dărâme templul lui Dumnezeu, din nou, biserica ar trebui să fie încurajată că Domnul ei spune, o să am eu grijă de ei, nu-ți face probleme. Chiar dacă biserica, templul ăsta se va distruge, eu voi avea grijă să-i distrug și eu, zice Dumnezeu. Și apoi al doilea aspect pe care l-am văzut, pe lângă cel că Dumnezeu îi pasă de biserica sa, este că El este singurul nostru motiv de laudă, având în vedere toate lucrurile de care ne-a făcut parte. Dragilor, niciunul dintre liderii noștri, niciunul dintre oamenii care ne slujesc, nici nimeni, mentorii noștri, nu ei sunt cei care sunt vrednici de laudă. Pavel zice, singura persoană cu care ar trebui să vă mândriți nu este Apolos, sau Pavel, sau Petru, sau Chifa, sau cine vreți voi, ar trebui să fie Hristos. Hristos care aparține lui Dumnezeu și Dumnezeu care ne-a făcut parte în Hristos de toate lucrurile. Pavel zice, nu vă lipsește absolut nimic. Absolut nimic. Aveți totul. Pe deplin. Deci acestea sunt două gânduri care le-am văzut data trecută. Pavel va reveni la unele dintre ele în capitolul ăsta 4. Dacă ar fi să avem o exclamație cu privire la lucrurile pe care Pavel le spune în capitolul ăsta 4, ar suna în felul acesta. Fraților, aveți grijă să nu judecați eronat slujitorii Domnului. Okay? Capitolul 4. Fraților, aveți grijă să nu judecați eronat slujitorii Domnului. Serioasă. Așa? Exclamație. În pasajul pe care îl vom parcurge astăzi, Pavel va face referire la unele lucruri pe care le-a menționat și în capitolul 3. Și asta ne este introdus chiar de expresia asta așadar. Așadar o folosim de obicei pentru o concluzie. Deci, în legătură cu toate lucrurile pe care le-am spus, uitați cum stau treburile. Da? Și observați că în felul ăsta începe textul pe care l-am citit. Așadar, oamenii ar trebui să ne vadă ca pe niște slujitori. Începe cu acest așadar. În primul rând,
Frații ar trebui să aibă grijă să nu judece eronat slujitorii Domnului, pentru că ei sunt administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 1 și 2. Da? Slujitorii credincioși nu sunt doar așa slujitori la general, ei sunt slujitorii cui? A lui Hristos. Pavel mai zice lucrul acesta, aveți grijă, ei aparțin lui Hristos, de aceea cine contează este Hristos, nu neapărat slujitorii. Slujitorii sunt niște sclavi, sclavii, robii lui Hristos. Folosirea genitivului dovedește această importanță încă o dată a lui Hristos. El este cel care are importanță. El este cel care contează. Liderii, prezbiterii, pastorii sunt toți sclavi, instrumente în mâna regelui. Amin? Amin? Amin. Cu toate astea, Pavel amintește de un mare privilegiu în textul ăsta pe care Dumnezeu l-a făcut acestor sclavi, prezbiteri, instrumente pe care Dumnezeu le folosește. Și acest mare har și acest mare privilegiu este de a administra tainele lui Dumnezeu. Observați, în textul nostru spune, oamenii ar trebui să ne vadă ca pe niște slujitori al lui Hristos, ca pe niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Unii care țin în mână tainele lui Dumnezeu. În felul ăsta mă gândesc la un administrator, la unul care are cheile și deschide orice încăpere și știe tot ce se întâmplă în clădire. În felul ăsta, Pavel zice, noi ca și slujitori suntem acești oameni, acești administratori, dar nu administratori în general, zice Pavel. Nu, 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 nu. Administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Administratori ai misterelor lui Dumnezeu. Asta e cuvântul, termenul mister, taine. Folosiți și în 2:7. Înțelepciunea tainică, misterioasă a lui Dumnezeu care a fost ascunsă. Evanghelia însăși este conținutul acestui mister. În ea, în Evanghelie, este însumată înțelepciunea lui Dumnezeu. Slujitorii, la fel ca oricare alți credincioși, ar trebui, sunt obligați de fapt, nu că ar trebui, sunt obligați să promoveze Evanghelia prin faptele și cuvintele lor. Acest mister, această taina lui Dumnezeu, care este Evanghelia, trebuie arătată de administrator. Și nu doar de administrator, de orice credincios. Este într-adevăr o obligație mai mare pentru lider decât pentru toți ceilalți ai comunității, însă nimeni nu ar trebui să se sustragă de la asta, să știți. Uneori arătăm cu degetul pe lider și avem cerințe mari de la ei. Și Noul Testament are și el de asemenea cerințe mari pentru lider, dar are pentru toți credincioșii, să știți. Dacă deschideți Noul Testament și vă uitați peste Noul Testament așa cu atenție și sclipire, o să vedeți că lucrurile pe care Dumnezeu le cere credincioșilor, le cere și slujitorilor. Singura diferență, de fapt sunt două diferențe între unii și alții, știți care sunt? Le vedem în Timotei. 1. În stare să învețe pe alții. Și 2. Să nu fie de curând întors la Domnul. Asta e singura diferență între slujitori și credincioși. Dacă faci o listă cu lucrurile pe care Dumnezeu le cere slujitorilor, o să le regăsiți în Noul Testament ca porunci pe care Dumnezeu le rostește pentru fiecare credincios. Spune despre slujitori să nu fie unii care sunt băutori de vin, în sensul în care să nu se îmbete. Ăla este termenul, aia este înțelesul din Timotei. Ce spune Dumnezeu în Efesenii? Nu vă îmbătați de vin, în general, credincioșilor, ci fiți plini de Duhul. El nu vorbește doar slujitorilor. Și e foarte interesant, faceți exercițiul acesta, luați lista din Timotei, din 1 Timotei 3, lista aceea pentru slujitori, pentru prezbiteri, și după aceea căutați în Noul Testament să vedeți imperative pe care Scriptura le are pentru toți credincioșii. Astea sunt singurele diferențe. Să nu fie întors de curând la Domnul și să fie în stare să învețe pe alții. Astea sunt singurele. Și vreau să punctez asta. Știți de ce? Pentru că uneori noi avem pretenții de la liderii noștri
și de la slujitorii noștri să fie niște guru de ăștia, niște imensități, niște coloși de ăștia spirituali și noi, Doamne, putem să trăim oricum, că noi nu suntem lideri. Scuze? Noul Testament nu spune asta. Noul Testament ridică standardul pentru orice credincios la fel cum ridică standardul pentru slujitor. În felul ăsta. Pentru că până la urmă noi toți suntem slujitori. Nu? Parcă unii sunt delegați. Și cu acea delegare vine o anumită autoritate pe care o vrei, nu o vrei, o capeți. Dacă toți sunt alegeri astăzi, în biserică nu este, să știți, niciun sistem democratic și niciun sistem ierarhic. Există ierarhii, cum există în unele biserici clasice care ne înconjoară pe noi, dar nu există nici democrație. Și în biserica evanghelică din vest s-a implementat acest spirit democratic și liderii ajung să-i perie și să-i scarpine pe oameni și să le împlinească dorințele și poftele, crezând că e un sistem democratic. Nu este un sistem democratic, biserica. Acum, cu acest mare privilegiu, vine o mare responsabilitate. Uitați-vă în versetul 2. În rest, virgulă, ce se cere de la administrator este un singur lucru. Să fie credincios. Atât. Simplu. Dar e o mare responsabilitate. Dacă cu slujirea vine o singură responsabilitate, cu responsabilitatea vine o singură cerință. Loialitate, integritate, credincioșie. Pavel spune, cu slujirea vine un singur lucru. Administrarea tainelor lui Dumnezeu. Aici ce contează. Să administrezi Evanghelia. Și ascultați, cei mai mulți slujitori aici cad. Păi frate, sunt administratori ai timpului, sunt administratori ai spațiului, sunt administratori ai arhivelor, sunt administratorii tuturor lucrurilor, dar nu ai tainelor lui Dumnezeu și nu predică Evanghelia așa cum ar trebui să predice Evanghelia. Și ce spune Pavel aici este să fii administrator, dar nu așa al general, că de-aia am subliniat lucrul ăsta, ci al ai Evangheliei. Asta e cel mai important lucru. Ok? Dar cu administrarea vine o singură cerință, credincioșie. Credincioșie față de cine? Față de biserică? Nu, față de Dumnezeu. Asta e și motivul pentru care el spune, uitați-vă, versetul 3, că despre mine... Și ascultați, sunt mulți astăzi care s-ar fi uitat la Pavel, l-ar fi arătat cu degetul și ar fi zis, ce mândru și arogant e Pavel. Știi? Pavel zice, cât despre mine, puțin îmi pasă că aș fi judecat de voi. Bă, cu ce tupeu, zice fratele Pavel, că nu-i pasă dacă noi îl judecăm sau nu. Pavel zice, nu mă interesează. Puteți să mă judecați, puteți să mă criticați, puteți să faceți ce vreți. Pavel zice, nu-mi pasă. Ascultați, cuvântul ăsta nu-mi pasă, e un cuvânt dur care ne irită. Când cineva zice, nu-mi pasă, zice, ăsta e antisocial, n-are nicio treabă cu nimeni. E Pavel antisocial, dragilor? Cred că ne dovedește Noul Testament că Pavel iubea mai mult ca oricare dintre slujitorii Domnului, dintre apostoli, oameni în general. Zice, dar pe Marcu nu prea l-a iubit. L-a iubit în cele din urmă. Și Pavel a avut provocările lui. Să știți, Pavel a avut provocările lui. Credeți că el n-a avut slăbiciuni? Cu siguranță că a avut slăbiciuni. S-a ofticat el pe Ioan Marcu, că a vrut să se ducă la mama acasă în Ierusalim. S-a ofticat tare pe el, l-a trimis acasă, s-a despărțit, dar în cele din urmă zice, adu-l pe Ioan Marcu că mi-e de folos. Da? Scrie într-o altă scrisoare. Și-a dat seama că a fost puțin cam dur acolo cu Marcu, cu Ioan. A avut slăbiciunile lui și el a lucrat, și Pavel a lucrat, și Pavel... Dumnezeu i-a făcut parte de har să-și întărească slăbiciunile acestea. Dar el zice, nu îmi pasă decât de o singură persoană, ce zice persoana aceea. Persoana aia cu P mare. Capital, cum zic americanii. P mare. Persoana asta este Dumnezeu. Și este singura persoană față de care contează să fiu loial și credincios. Dacă sunt loial față de Hristos, voi fi loial față de biserica Lui. Că biserica nu va vedea lucrul ăsta, e problema ei, zice Pavel. Însă eu, dacă sunt loial față de Dumnezeu, voi fi loial față de lucrarea Lui, față de biserica Lui. Biserica vede sau nu vede lucrul ăsta? Problema ei, zice el. Tribunalul nu vede lucrul ăsta? Problema lui.
Dar știm că tribunalul e cum e, nu e așa, Flavius? În contrast cu acea zi, aprobarea sau dezaprobarea bisericii nu înseamnă nimic, zice Pavel. Știți ce e interesant aici cu privire la lucrurile astea? Uitați-vă. După punct și virgulă, zice, bă, încă nici eu însumi nu mă mai judec. Interesant. Ce zice Pavel aici este că nici măcar evaluarea lui asupra lui însuși nu este importantă. Și Pavel nu vorbește aici despre o teologie de-asta împotriva analizării și a evaluării. Okay? E bine să te analizezi și asta e o altă discuție. Însă, modul în care punctează Pavel aici judecata și a rosti o judecată cu privire la asupra unor lucruri pe care le face, e interesant. Imediat. Dacă te simți bine cu privire la lucrarea ta, poate că o să te ajute să experimentezi mai mult entuziasm, însă nu are nicio importanță. Dacă însă încerci să-ți placi ție însuți și să faci din stima de sine un scop în sine, atunci înseamnă că uiți al cui slujitor ești. S-ar putea chiar și conștiința ta să fie curată. Însă cu toate acestea, versetul 4 zice, conștiința aceasta sau părerea ta despre tine însuți nu te îndreptățește. De ce? Pentru că e slujitorul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt. Uitați-vă versetul 4. Căci n-am nimic să-mi reproșez. Totuși nu prin aceasta sunt îndreptățit. Punct. Cel ce mă judecă este Domnul. Știți că suntem foarte subiectivi în evaluarea noastră? Suntem subiectivi. Depindem de emoții, depindem de anumite experiențe, depindem de diverse lucruri care se întâmplă în jurul nostru, de înțelegeri poate greșite pe care le avem cu privire la anumite lucruri. Și de aceea evaluarea noastră este întotdeauna o evaluare subiectivă. Cea mai obiectivă evaluare este evaluarea Domnului și modul în care Domnul ne va judeca. Și o va face. Stați liniștiți, o va face. Fiecare dintre noi. Poate ar trebui să... Ce spune fratele Pavel aici are o semnificație majoră pentru viața noastră de credință. Am zis, of, de mi-aș aduce aminte tot timpul de lucrul ăsta. Loialitatea noastră finală nu e față de biserică. Față de un anumit lider. Față de o anumită mișcare. Loialitatea noastră este față de Dumnezeu, să știți. Of, cât mi-aș dori să-mi aduc aminte gândul ăsta. Tot timpul. Mi-ar plăcea să-mi aduc aminte. Pentru că sunt multe momente, dragilor, în care îmi analizez prea mult loialitatea față de biserică, loialitatea față de anumiți lideri. Da, fratele nu știu care zice asta, ar trebui poate și eu să evaluez puțin lucrurile pe care le spun, știi? Și avem tendința asta tot timpul să ne gândim, sau cel puțin eu, să nu vă arăt pe voi că e introspecția ceea ce se întâmplă în interiorul meu. Dar ar trebui mai degrabă să ne gândim că loialitatea este față de Dumnezeu. Dacă nimeni nu vine după tine, dacă nimeni nu vine la predica ta, dacă nimeni nu ascultă ce spui tu, nici nu contează. Ce contează este să fii credincios la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine și să mergi înainte. Și ascultați, e greu. E foarte greu. Nu mi-l imaginez pe Pavel scriind ușor gândurile astea unei biserici pe care el a plantat-o. Zice, voi v-ați întors la Domnul prin mine. Eu sunt părintele vostru. Zice, eu v-am convertit, eu v-am născut.
Foarte tare cuvânt. Eu v-am născut, ar fi zis unii calviniști. Bă, la ce Pavel ăsta credea el că el naște, Duhul Domnului naște. Da, 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 da. Da, da, dar Dumnezeu ne face parte de har să naștem pe unii, zice Pavel aici. Să-i întoarcem la Domnul, prin Evanghelie, zice, într-adevăr. Deci, nu a fost ușor să scrie. Unei biserici care, pe care a născut-o, dar care îl desconsidera. Nu avea valoare, Pavel, și ce spunea Pavel. Acum, al doilea aspect, pentru că Dumnezeu va judeca și va face lumină. Vă aduc aminte, fraților, aveți grijă să nu judecați eronat slujitorii Domnului sau bisericii, nu neapărat fraților, și surorilor, bineînțeles, că surorile uneori chiar au tendința să critique mai mult decât frații, dar nu este regulă, doar zic și așa. Pentru că Dumnezeu va judeca și va face lumină. Versetul 5. Uitați-vă, de aceea, așadar, nu judecați nimic înainte de timpul potrivit, înainte să vină Domnul, care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Atunci fiecare își va primi lauda de la Domnul. E un verset care de multe ori e folosit greșit. Împreună cu alte versete formează un întreg concept nebiblic. Da? Nu judecați. La noi poate mai puțin, în contextul nostru românesc mioritic, pentru că nouă ne place să judecăm și atunci nu prea avem treabă cu asta. Ne place rău să criticăm și ăsta e social, așa suntem formați. Dar te duci în vest, ascultați, mi s-a întâmplat în America de mai multe ori să fac niște afirmații despre cineva și să-mi zică, frate, nu judeci. Mi s-a întâmplat de mai multe ori. Și mi-am dat seama că în vest e un întreg concept care s-a făcut în jurul acestor versete. Asta e unul dintre ele, împreună cu cel din Matei 7. Un text care vine la pachet. Însă nicăieri în Noul Testament nu se vorbește despre a nu judeca în felul în care prezintă oamenii în teologia asta a lor. Nu? Ar fi ciudat ca Pavel să zică aici nu judecați în felul în care zic oamenii și apoi în capitolul 5 să aducă în fața lui un frate imoral care trăiește cu mama lui vitregă și să zică, bă, pe ăsta dați-l afară din biserică, dați-l pe mâna lui Satan, mai dur. Zice, pe ăsta îl dați, că pe ce bază zici tu, frate, că îl dăm afară din biserică, îl disciplinăm? Frate Pavel, nu cumva judeci? Frate Pavel, păi ai zis puțin mai devreme să nu judecăm. Înțelegeți ce vreau să zic? Pavel nu zice nu judecați în sensul în care zic oamenii astăzi nu judecați. Ok? Nu. Pavel, în capitolul 5, observă comportamentul omului ăsta care trăiește ca diavolul în mijlocul sfinților și zice pe ăsta trebuie să-l corectăm, îl dăm afară din biserică. Ok? Și în capitolul 7 din Matei, uitați-vă, iarăși un text care e folosit adesea, nu judecați, și tot timpul se spune, nu zice Iisus în Matei 7, în predica de pe munte, nu judecați. Însă, oamenii se opresc acolo, nu se duc puțin mai jos în textul ăla în care Iisus spune să nu dați câinilor lucrurile sfinte, nu dinamoviștilor, câinilor, și să nu aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. Pe ce bază Iisus numește câini și porci? Porci e chiar un cuvânt dur, adică gândiți-vă, era într-un context iudaic. Iisus zice să nu dați porcilor. Pe ce bază face el această analiză sau judecată? Iisus zice, nu dați. Ascultați, mai degrabă e ce zice Ioan. Ioan 7:24 zice, nu judecați după aparență, ci judecați cu o judecată dreaptă. Ioan 7:24. Okay. Ăsta este modul în care Noul Testament ne vorbește despre judecată. Nu să nu judecăm, ci în momentul în care judecăm să avem imaginea și perspectiva lui Dumnezeu în vedere, modul în care El vede lucrurile și să o facem într-un mod în care este drept
și în care este arătată blândețe și compasiune față de persoana respectivă pentru a fi restaurată. În felul ăsta trebuie să judecăm. Acum, după cum înțelegem versetul, dar cum înțelegem versetul acesta 5 în lumina ceea ce se întâmpla în Corint? Se pare că în Corint unii credincioși erau pregătiți să prescrie anumiți lideri creștini. Și motivul pentru care erau gata să-i prescrie pe unii erau că ei preferau pe alții. Imediat o să spună Pavel lucrul ăsta. Și Pavel a adresat situația aceasta, a afirmat că biserica credincioșii trebuie să ofere loialitate doar cui? Doar lui Dumnezeu. A spus asta în capitolul 3. Dar ascultați, aici Pavel menționează ceva care mergea dincolo de a arăta loialitate față de cineva sau cuiva. Depășește aspectul acesta. Aici nu e vorba despre loialitate, o să ne uităm imediat. Ei prescriau orice formă de autoritate a unui lider, punându-se astfel în locul lui Dumnezeu. Asta făcea biserica din Corint. Hai să citim. Fraților, am aplicat toate acestea mie și lui Apolos, de dragul vostru, pentru ca, prin noi, să învățați ce înseamnă nimic dincolo de ceea ce e scris. Era probabil un motto care circula în prima biserică. Nu e un verset pe care îl citează Pavel aici. E doar o zicală, un proverb care circula prin biserica primară. Să nu pui nimic dincolo de ceea ce e scris, da? Ar fi bine și în ziua de azi să se mai circule un astfel de proverb. Și astfel, niciunul dintre voi să nu se mândrească cu cineva împotriva altcuiva. Observați atitudinea celor din Corint? Se lăudau cu cineva împotriva altcuiva. Acel altcuiva era Pavel, săracul. Ei se lăudau cu alții și l-au prescris pe Pavel. De Pavel nu mai avem nevoie. Și numai că nu mai avem nevoie, că asta a zis în capitolul 3, dar el n-are niciun fel de autoritate asupra noastră. Și în felul ăsta am zis ceea ce am zis, că ei s-au pus peste Dumnezeu. Cu ce tupeu își asuma biserica aceasta dreptul de a oferi autoritate cuiva sau nu? Dumnezeu este cel care în cele din urmă oferă autoritate cum vrea și cui vrea. Și Pavel zice, Hristos m-a pus peste mine și el își apără asta și în 1 Corinteni și în 2 Corinteni, m-a pus pe mine apostol. Este chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o și mandatul pe care Dumnezeu mi l-a dat. El mi-a oferit această autoritate. Doamne, așa de bine Pavel zice, îmi place, nu-mi place, o am! Mă regăsesc așa puțin în papucii lui Pavel. Îmi place, nu-mi place că sunt presbiter? Sunt. Îmi place că nu-mi place că am autoritate? O am! Trebuie să fac ceva cu ea acum. Singurul care poate judeca este Dumnezeu. Nu ei, nu biserica, nu credincioși. Două aspecte de meditat cu privire la aceste versete. La acest verset. Ascultați, versetul e împreună cu versetul 5. Zice, înainte să vină Domnul care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Și doi, atunci fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Deci, ascultați, noi nu avem cum să pretindem că știm finalul unei relatări. Sunt unii lideri, chiar credincioși, care încep ezitant, greu. Trebuie să le dai câteva șuturi așa, să hai, mergi, hai, trăiește pentru Domnul, hai, fă lucrul ăsta, hai, slujește. Încep greu, ezitant, dar termină entuziasmant. Fenomenal. Acum, dacă ai cântărit după modul în care au început, a zice, fratele ăsta nu e calificat să fie lider. Sau nenea asta n-are nicio treabă cu credința.
Pavel zice, aveți grijă. Nu faceți judecăți înainte de vreme. Așteptați. Într-o bună zi, Domnul va da toate lucrurile la lumină. Unii sunt blândi și buni, dar motivele inimilor, zice, va descoperi planurile inimilor. În cele din urmă se va vedea că unii nu sunt așa de excelenți precum au început și precum au arătat-o. Vedeți, noi ne putem înșela, ne putem la unii uita și zice, mă, ce ezitant sunt ăștia, cum trăiesc ăștia, așa? Dar nu așteptăm finalul și nu știm nici motivația inimilor și la alții ne uităm și spunem, a, uite cât de grozav au început, a, îți dai seama cum vor termina oamenii ăștia, dacă așa au început acum. Dacă acum predic așa, la 25 de ani, îți dai seama cum vor predica oamenii ăștia la 60 de ani, știi? Ups, stai puțin, așteaptă. Așteaptă, că unii n-au mai apucat 60 de ani la amvon. De curând am văzut asta, nu? Nu pretinde că știi sfârșitul și nu pretinde că știi intenția sau motivația oamenilor. Trebuie să te uiți la alții și să spui, bă, ăștia, motivație greșită tot timpul, băi, sunt așa, ăștia, tot timpul, n-au nicio treabă. Da, și... Te uiți la și analizezi greșit. Sezi greșit. Mai ales la lideri, aveți grijă. Pentru că liderii sunt în față, tot timpul vorbesc, tot timpul spun, se expun, sunt vulnerabili. Și s-ar putea să spui, băi, nenea asta nu-i făcut să fie lider. N-are nicio treabă. Știi, uite, mai bine fratele ăsta e tăcut, e liniștit, e rezervat, știi. Iisus zice aici, aveți grijă că doar Dumnezeu știe motivația inimilor și într-o bună zi va scoate la iveală lucrul ăsta. Și îmi place tonul cu care termină Pavel. El nu zice, atunci fiecare își va primi mustrarea de la Domnul. Știi? Adică te-ai fi așteptat, vorbește despre atâtea lucruri negative, că Dumnezeu va face, va aduce, va cântări. Știi? Și te-ai aștepta să zică că Dumnezeu va mustra, Domne, pe cei care... Dar observați ce zice Pavel? Zice că Dumnezeu, fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu plin de îndurare. S-ar putea să judecați dintr-un motiv greșit, preferențial. Am citit asta în a doua parte a versetului 6. Hai să citim și 7-le. Căci cine te face diferit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Da? Sfârșitul versetului 6 mi se pare că este atât de întâlnit în zilele noastre. Noi nu doar că ne mândrim cu cineva, dar ne, la fel ca oamenii ăștia din Corint, ne mândrim cu cineva împotriva altcuiva. Da, eu cred ce zice John Piper. Eu nu cred ce zice, nu știu, ziceți voi un nume. Eu nu cred ce zice nu știu cine, eu cred ce zice Emil Bartoș, eu nu cred ce zice nu știu. Și folosești un nume împotriva altui nume. Nu? Pavel zice, nu faceți lucrul ăsta. Nu faceți lucrul ăsta. Și ascultați, e trist că în biserica din Corint erau lideri cunoscuți de toată biserica, erau Pavel, unul dintre plantatorii bisericii și chiar el săracul picase în zona neagră a bisericii și nu mai era preferat. Erau preferați alții. Apolos, că era mai... avea cuvinte mai frumoase și pentru că lor le plăcea zona seculară a orașului și așa, se pliau mai bine pe Apolos. Și ziceau, el este apostol. El este apostolul lui Dumnezeu. Pavel nu mai este apostol. Pavel nu știu dacă a fost apostol vreodată, știi? Și în felul ăsta gândeau oamenii ăștia. M-am gândit așa să pun jumătatea asta de
citat din Pavel pe reformați români. Ascultați, de multe ori în mișcarea asta evanghelică românească reformată, vezi pe unii că folosesc niște nume împotriva altor nume și se lovesc unii pe alții. Nu despre asta e vorba. Pavel zice, nu ăsta e spiritul. Nu. Nu, asta e motivație greșită, zice Pavel. Și pune trei întrebări retorice în versetul 7. Cine te face diferit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și apoi zice, iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ați fi primit? Un comentator biblic spunea că expresia cine te face diferit de ceilalți se poate citi fie pozitiv, cine te-a făcut cine ești, sau negativ, cine te crezi că ești oricum? Sincer, îmi place mai mult a doua. Și el și văd pe Pavel spunând celor din Corint, dar cine vă credeți? Cine vă credeți de faceți voi judecățile astea și preferați pe alții și desfințați pe ceilalți și dați autoritate unora și celorlalți nu le dați autoritate? Cine sunteți voi? Zice Pavel. Cine sunteți voi să faceți lucrul ăsta? Cine vă credeți? Apoi zice, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Să nu-l fi primit de la cine? Cine este cel care dă lucrurile? Apolos? Pavel? Chifa? Cine vă dă toate lucrurile? El zice în contextul ăsta, harul lui Dumnezeu este cel prin care avem toate lucrurile. Tocmai a spus la sfârșitul capitolului 3 asta, dacă ați uitat de la mesajul de acum 2 săptămâni. Harul lui Dumnezeu este care ne dă toate lucrurile. Și îmi place foarte tare ultima parte, ultima întrebare retorică. Spune, de ce te lauzi? Observați, de ce te lauzi? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ok. Zice, dacă l-ai primit, ok, ăla-i motiv de laudă? Hai zice, da, motiv de laudă dacă am primit. Zice, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ce vrea să zică Pavel aici? Dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ca și cum de la tine însuți? Ca și cum vine prin cineva? Ca și cum vine de la o persoană? Ca și cum vine dintr-o... E bine să-ți notezi toate lucrurile. Mai ales gândurile astea profunde. Că uneori mai pot dispărea așa. Am uitat complet gândul la întrebarea asta. Dar e o întrebare retorică. La întrebare retorică nici nu ai răspuns, nu-i așa? Sunt momente, încerc să-mi adun gândurile, sunt momente în care vorbim despre lucruri pe care le avem într-un mod pe care, nu, ca și cum nu le-am avea. Mi-e greu să vă descriu în cuvinte. Dar e o experiență pe care am trăit-o, m-am regăsit așa de bine în întrebarea asta retorică a lui Pavel aici. Atât de mult insistăm pe anumite lucruri pe care deja le avem, ca și cum nu le avem. Și dacă înțelegeți ce spun. Dumnezeu ne face parte de anumite binecuvântări, de anumite contexte, de anumite lucruri și ar trebui să luăm lucrurile alea, să le îmbrățișăm, să fim recunoscători și să mergem înainte. Ok? Ca și cum le-am primit. Dar Pavel zice, rămâneți în punctul ăla și vorbiți despre lucrurile alea ca și cum le-ați fi primit. Zice, dar voi le-ați primit deja. Nu mai insistați asupra lui și modul în care el zice aici, de ce te lauzi, în sensul în care
în care scoți în evidență că ceva este din cauza ta, că tu ești mai special, că tu ești mai deosebit, că tu ești mai spiritual și îți convine să vorbești despre lucrul ăla. Știi? Că cumva te evidențiază pe tine și Pavel zice, băi, gata, l-ați primit, ați terminat, punct, mergeți mai departe. Ok? Motivul pentru care v-am zis că m-am regăsit în întrebarea asta retorică, mi se întâmplă de multe ori să fac lucrul ăsta. Să rămân blocat în anumite lucruri și să tot vorbesc despre ele. Când ar trebui, le-am primit, s-a terminat, s-a consumat, am fost binecuvântat, punct, merg mai departe. Ok? Nu rămân în zona aia să vorbesc despre ele ca și cum nici măcar nu s-a întâmplat, ca și cum nici măcar nu l-aș fi primit. Ok? În sensul ăsta, Pavel zice asta aici. Apoi, ultima parte a textului. Pentru că s-ar putea să judecați pe criterii greșite. Sunteți deja sătui. V-ați îmbogățit deja. Ați început să domniți fără noi și măcar de a-ți domni. Ca să domnim și noi împreună cu voi. Unii spun că textul ăsta face referire la escatologia greșită pe care o avea biserica. Am zis și eu lucrul ăsta uneori. Însă mi se pare că e mult mai... Acum că înțeleg biserica din Corint mai bine, mi se pare că e mult mai degrabă o problemă de etică decât de escatologie. Și știți cum identificați cel mai bine situația asta? Tot ce vorbește Pavel aici, în textele astea. Biserica carismatică. Biserica carismatică, în mod special, ramura aceea în care au o teologie a îndestulării, o teologie a binecuvântărilor, o teologie a prosperității. Ok? Nu au ei o escatologie bună? Probabil că unii nu au o escatologie bună, dar nu despre asta e vorba acolo. Ci e vorba despre o etică a vieții creștine pe care oamenii ăștia n-au înțeles și n-au practică așa cum trebuie. Ascultați, textul ăsta, dacă ești într-o discuție cu un carismatic care are o astfel de teologie, e un text pe care să-l citești. Uite cum vorbește Pavel despre el aici. Ca unul care a fost flămând, ca unul care a fost prigonit, ca unul care a fost disprețuit, ca unul care a fost dezonorat, Măi, niște termeni foarte sumbri și triști. El care era slujitorul lui Dumnezeu. Și se pune în contrast cu aceștia care erau sătui, care erau bogați, care erau onorați, care își găseau locul așa de bine în societate pentru că erau parte din societate. Lumea era cu totul în ei. Ok? Și au reschimbat toată teologia și au reschimbat toate lucrurile astfel încât să sune Evanghelia în felul ăsta. Că Evanghelia despre asta este. Să ne facă superiori, să ne facă superiori celorlalți, superiori altor credincioși, să ne ofere o astfel de putere să decidem noi cine are autoritate și cine nu are autoritate. Și vezi în biserica carismatică de astăzi, într-o parte a bisericii carismatice, acest spirit al bisericii din Corint, care dictează, face, spune, totul e vorba despre bogăție, totul e vorba despre bunăstare și atâta. Nu despre suferință, nu despre încercare, nu despre singurătate. Pavel face aici un contrast incredibil. Lasă să citim tot textul, că m-a oprit. Parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli oamenii cei mai de pe urmă, condamnați la moarte, un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Interesant că zice lume, îngeri și oameni. Oamenii la cine se referea? Probabil că se referea la credincioși. Pentru că în momentul în care el începe în versetul 1, spune așa, dar oamenii ar trebui să ne vadă ca niște... Care oameni? Oamenii în general sau oamenii din biserică? Eu cred că se referea la oamenii din biserică acolo. Și ăsta e motivul pentru care spune în versetul 9,
lume, îngeri și oameni. Oamenii din biserică. Ar trebui să ne vadă în felul ăsta. Zice, noi suntem nebuni de dragul lui Hristos, iar voi sunteți înțelepți în Hristos. Noi suntem slabi, voi sunteți puternici, voi sunteți onorați, noi suntem dezonorați. Flămânzi, însetați, suntem în zdrențe, suntem bătuți fără casă. Îți dai seama, fără casă, să spui că nu ai casă. Da, dacă ai spune asta în mișcarea carismatică, ar spune că nu ai credință. Ai o problemă. Nu cunoști cu adevărat pe Hristos. Cum să nu ai casă? Ceri și ți se va da. Pavel n-a cerut săracul. Trudim lucrând cu mâinile noastre. Când suntem blestemați, binecuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de astăzi groapa de gunoi a lumii acestei. Asta este cuvântul, mizeria. Okay? Despre asta vorbește aici Pavel. Despre astfel de o astfel de imagine a creștinismului. În felul ăsta ar trebui să arătăm. Thomas Schreiner, comentând aceste versete, spunea, Pavel îi avertizează pe corinteni cu privire la pericolul mândriei. Dacă mândria prinde rădăcini în viețile celor credincioși, înseamnă că ei au uitat că tot ce au primit este un dar de la Dumnezeu și că toate lucrurile le sunt oferite prin har. Asta face mândria. Lumea nu laudă și nici nu recomandă creștini, ci îi respinge și îi bajocorește. Dacă societatea, zice Schreiner, ajunge să vorbească de bine și să celebreze credincioși, se prea poate să fie un semn că cei din urmă au devenit parte din ea. Adică că lumea a devenit parte din biserică. Asta se întâmpla. Asta se întâmpla aici în Corint. Oamenii aceștia ajunseseră ca lumea. Și din cauza asta erau bogați și erau sătui și nu aveau niciun fel de probleme și aveau case și nu li se luau casele. Pavel zice, nu știu, noi ca apostoli, noi ca slujitori ai Domnului, trăim în partea cealaltă. Și Petru zice, orice credincios ar trebui să trăiască în partea cealaltă. Pentru că lumea nu te dorește, lumea te persecută, sărăcie, durere, boală, toate lucrurile astea vin la pachet pentru cel credincios. Nu-i ceva de dorit. Și Pavel zice, totuși, în felul acesta arată. Ascultați, aveau criterii greșite. De asta e motivul pentru care am zis asta. Îl judecau pe Pavel pentru că nu aveau casă, pentru că nu era bogat, pentru că nu era orator, pentru că nu avea nu știu câți ucenici după el. În perioada aceea, dacă erai un orator bun, adunai ucenici după tine, ucenici care te plăteau să stea în spatele tău. Pavel nu avea niciunul. Și zicea, pentru că nu avea niciunul, înseamnă că nu e un orator bun și dacă nu e un orator bun și nu are ucenici după el, înseamnă că nu are bani, e sărac. Și astea erau nuanțele și spunea, înseamnă că dacă nu e așa, înseamnă că nu este un apostol. Ascultați, probabil că criteriile noastre, modul în care judecăm lucrurile, sunt puțin diferite față de lumea aceea antică, dar avem și noi criteriile noastre de foarte multe ori greșite a modului în care judecăm toate lucrurile astea. Ultima parte. Nu vă scriu acestea ca să vă fac de rușine. Și interesant că sunt alte două texte în Corinteni, o să ne uităm la ele, în care vă scriu lucrurile acestea ca să vă fac de rușine. Că trăiți într-un mod în care n-ar trebui să trăiți. Trăiți ca lumea. Lucrurile astea nici măcar în lume nu se aud. O să ne uităm imediat în următoarele capitole. Două texte în care Pavel zice, vă fac de rușine, vreau să vă fiți făcuți de rușine. Aici zice, nu vă spun lucrurile astea ca să vă fac de rușine, ci să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Chiar dacă ați avea 10.000 de călăuze în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți. Clar, nu? Aceste călăuze erau foarte interesante în zona, în perioada aceea antică. Familiile care erau mai înstărite și angajau. Și lua un sclav, că așa funcționa în perioada aia, și singura administrare, singura cerință pentru omul ăla era să aibă grijă de copil. Copilul era dat în grijă, îl ducea la școală, îl aducea de la școală, făcea temele cu el, îl învăța bunele maniere, dar putea fi dat afară oricând. Oricând putea fi dat afară, putea fi trecut în rezervă. Tatăl e tatăl, zice Pavel aici, însă acești gardieni, aceste călăuze sunt temporare. Vă îndemn, deci fiți imitatorii mei.
De aceea vi l-am trimis pe Timotei, copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va reaminti căile mele în Hristos Iisus, așa cum le învăț eu în toate bisericile mele. Asta fac în toate bisericile în care merg. Nu-i ceva anapoda sau nu e ceva diferit pe care vi l-am spus vouă celor din Corint și celorlalte biserici nu le spun. Lucrurile pe care le-am predicat în Corint sunt lucrurile pe care le-am predicat în Galația, sunt lucrurile pe care le-am predicat în Efes, sunt lucrurile pe care le-am predicat în Tesalonic. Astea sunt lucrurile pe care le predic peste tot. Astea sunt lucrurile pe care le spun în toate bisericile. Și trebuie să fiți încurajați de lucrul ăsta. Unii dintre voi au devenit aroganți, ca și cum n-aș veni la voi. Însă, dacă Domnul va vrea, voi veni curând. Și atunci voi vedea, nu cuvintele, nu ceea ce spuneți, nu modul în care vă aranjați propozițiile, nu modul în care argumentați și luptați, ci puterea celor ce au devenit aroganți. Căci în împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în putere. Ce este puterea? În ce stă puterea? Ce este puterea? În Evanghelie. El zice asta mai devreme. Evanghelia o articulezi, dar Evanghelia în cele din urmă o trăiești. Problema noastră, de cele mai multe ori, este că articulăm, în contextul ăsta zic, articulăm Evanghelia bine, trebuie să o și trăim bine. Trebuie să trăim într-un mod corect. Într-un mod în care ne onorează pe Dumnezeu. Nu în modul în care eu cred și am pretenții că ar trebui să fie trăită, ci modul în care Dumnezeu hotărăște și vrea ca să fie trăită această Evanghelie. Ce vreți? Semnul întrebării. Să vin la voi cu miaua? Sau cu dragoste și cu Duhul blândeții? Da. Dacă ne-ar fi scris nouă scrisoare, Pavel, oare cum ar fi arătat scrisoarea asta? Aici se vede încă o dată inima plină de dragoste a lui Pavel. N-ai spune asta, nu-i așa? N-ai spune, după ce citești rândurile astea, n-ai spune că aici vezi inima plină de dragoste a lui Pavel. Dar Pavel își dorește atât de mult corectarea oamenilor ăstora. Și în asta constă dragoste, dragilor. Lumea asta ne învață modul greșit în care să analizăm dragostea și mândria și aroganța. Defineșteți toți termenii ăștia în modul în care definește Scriptura. Avem aici un om care vorbește ironic și zice, mândru, foarte mândru, arogant, cum să vorbește așa, știi? După care sfârșitul acestui text zice, nu spun lucrurile astea ca să vă umilesc. Adică ai pretenția să ne umilești, frate Pavel, știi? Că... Și după aceea la sfârșit zice, cu ce vreți să vin la voi? Vrei să vin cu nuiaua? Sau... Adică, vin imaginați că zice Pavel, cu ce vreți, dragilor, să vin la voi? Cu nuiaua sau cu blândele? Adică, nu-l văd pe Pavel așa. Îl văd prompt și îl văd consumându-se cuvintele astea. Fraților, cu ce vreți să vin? Cu nuiaua? Cu nuiaua vreți să vin, fraților? Că... Ai spune, în ce fel vezi dragoste în omul ăsta? Ascultați. Când vrei binele unui om și vrei ca un om să fie restaurat sau o biserică să fie restaurată și îți investești viața, indiferent de ce vor crede oamenii și indiferent de care îți va fi reputația, asta înseamnă dragoste. Știți de ce? Pentru că și astăzi e la modă. Mai degrabă să zici, cred că aveți dreptate. Cred că aveți dreptate, da, era mai bine așa, da. Ne place să fim periați, să ni se dea dreptate, să oamenii să tacă și să ne asculte pe noi. Ăștia nu-s mândri. Și să facem așa. Ăștia sunt oamenii care iubesc, zicem noi. Ăștia sunt oamenii care sunt lideri pasionați. Ăștia sunt. Nu, nicăieri în Noul Testament nu vezi asta. Nicăieri.
Vezi oameni care nu le pasă de reputația lor, ci cred alții, a, se supără biserica din Corint, nu o să mai întrebată niciun cec, știi, niciun ban, niciun bănuț. Pavel, nici măcar o clipă, nu se gândește la lucrurile astea. De ce? Pentru că ce-i pasă lui, îi pasă de modul în care oamenii aia sunt restaurați, corectați, modul în care trăiesc Evanghelia, înțeleg Evanghelia, respiră Evanghelia și modul în care trăiesc în mijlocul poporului ăla murdar din Corint. Ăștia sunt liderii adevărați. Care nu le pasă de ei înșiși, nu le pasă de ce zic ceilalți oameni, le pasă doar de Dumnezeu, doar de Evanghelie, pentru că sunt administratori acestor taine și merg înainte pentru restaurarea celorlalți. Și, Doamne, ajută-mă pe mine să fiu un astfel de lider. Asta mă rog. Un teolog explica într-un mod atât de frumos tot contextul ăsta al cărții. De la 1 la 4, în capitolul 5, intrăm într-o altă temă. Zice el, ce își dorește Pavel de la ei? Ei trebuie să primească bine realitatea faptului că sunt priviți ca niște nebuni pentru Hristos, slabi și lipsiți de onoare. Asta își dorește Pavel. Ei să înțeleagă lucrul ăsta. Că crucea și predicarea crucii e o nebunie pentru lume. Și că noi, ca și creștini, trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Și acceptăm să fim priviți ca nebuni, slabi, lipsiți de onoare, n-avem niciun fel de onoare. Ei trebuie să recunoască că tot ceea ce sunt, tot ceea ce au, vine prin Harul lui Dumnezeu, 3:10. Și că intrinsec nu sunt nemaipomeniți, 4:7. Că nu există nimic în ei înșiși care să-i facă elitiști și să-i facă extraordinari. Ei trebuie să se vadă pe ei înșiși ca pe niște umili slujitori, 4:1. Așteptând judecata lui Dumnezeu care va arăta dacă au fost credincioși, 4:5. Trebuie să scape de toate resentimentele, rivalitățile față de alți slujitori pentru ca să lucreze împreună în ogorul lui Dumnezeu. Nu trebuie să mai se dea înțelepți și superiori prin utilizarea nu știu ce cuvinte alese ale înțelepciunii sau să se alieze cu cei care fac așa, ci în schimb să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu care lucrează prin slăbiciune, teamă și groază. Felul acesta își dorește Pavel pentru ei să trăiască. Uitați cum scrie el, fraților, 2, de la 1 la 4. Eu când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate, printr-o înțelepciune strălucită, pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Asta trebuie să fie dorința oricărui slujitor pentru biserica lui. Ca biserica aceea să nu știe nimic altceva, să nu respire nimic altceva, să nu viseze nimic altceva, să nu dorească nimic altceva decât Hristos și El răstignit. Atât. Vă rog, repetați-vă acasă cuvintele astea pe care le-am spus. Mult. Eu am venit la voi în slăbiciune, în frică și în cutremur. Eu când vă slujesc pe voi, vă slujesc în felul ăsta. Dacă a fi după mine, ce vrea Nicu Sutir, o secundă n-aș vrea să mai fiu prezbiterul bisericii ăsteia. Și a niciunei alte biserici. E mult mai ușor să stai acasă și să vii la biserică, să te așezi pe scaunul ăla, să deschizi cartea aia, să cânți, să ieși pe ușa aia și să pleci acasă. Mult mai ușor. Și să te duci acasă, să spui copilul pe genunchi, să citești o poveste, să te rogi cu el, să te culci, te scoli luni dimineața, te duci la servici, contabilitate, stai la birou sau într-un uzină, faci la ștrung, superb, lemn mai ales, dacă ar mirosi, ar fi super. Pleci la 8, începe la 9, hai la 8. Vii acasă, să vezi de treabă. A trecut săptămâna, a venit sâmbătă. Yeah! Mă duc cu copiii în parc. Mă plim cu ei. Nu trebuie să pregătesc nicio predică. Yes! Știi?
vine duminica. Mult mai ușor. Și nu e doar asta, să știți. Asta e o părticică mică. Părticică foarte mică. Părticică foarte, foarte mică. Și de aceea Pavel zice, am venit la voi în slăbiciune. Credeți că vin dimineața, duminica, în putere? Unii ar zice, da, trebuie să vin în putere ca să se zgude geamurile. Nu, vin în slăbiciune. Și sunt un om slab. Sunt un om slab, ori de câte ori mă ridic în fața cuiva, sunt în frică și în mare tremur. Pentru că stau înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că aș sta înaintea voastră, să știți. Sau înaintea altcuiva. Și că stau înaintea lui Dumnezeu. Și e o responsabilitate extraordinară, fenomenală. Da. Și înțeleg mai mult ca niciodată, vă spun, cuvintele lui Ieremia, care spune că arde în mine ca un foc. Aș vrea cumva să-l dau afară, să fug, să nu mai existe focul ăsta. Dar nu pot să fac asta. Nu pot să fac. E focul din mine. Și n-am cum să fac. Iar cuvântul și predicarea mea nu se bazau pe vorbele convingătoare ale înțelepciunii, ci pe dovada Duhului și a puterii. Ca astfel credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin.